La Inspectoratul pentru Situații de Urgență Drobeta al județului Mehedinți au început înscrierile pentru ocuparea locurilor scoase la concurs de Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza, București, sesiunea de admitere iunie-septembrie 2021. Inspectoratului General pentru Situații de Urgență i-au fost alocate 40 de locuri, dintre care 38 pentru ofițieri în cadrul Facultății de Pompieri a Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza din București. Persoanele interesate de o carieră în domeniul situațiilor de urgență se pot înscrie la concurs prin completarea unei cereri tip și a declarației de confirmare a îndeplinirii condițiilor și criteriilor de recrutare, care se pot descărca de pe site-ul oficial al Ministerului Afacerilor Interne. La Inspectoratul pentru Situații de Urgență Drobeta al județului Mehedinți au început înscrierile pentru ocuparea locurilor scoase la concurs de Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza. Inspectoratului General pentru Situații de Urgență i-au fost alocate 40 de locuri, dintre care 38 pentru ofițeri pompieri la specializarea instalații pentru construcții pompieri. Un loc este alocat candidaților de etnie romă, iar alte două locuri în cadrul Facultății de Drept, specializarea Drept. Cererile de înscriere se depun exclusiv online, în format electronic, la adresa de mail a Inspectoratului, resurseumane@rosisumehedinți.ro, până la data de 11 iulie, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică. Dosarul de recrutare va fi depus de fiecare candidat la structura de resurse umane a Inspectoratului pentru Situații de Urgență Drobeta al județului Mehedinți, până la data de 23 iulie 2020.